Unul dintre cele mai importante evenimente din istoria umanității a fost Revoluția franceză. Nu doar că a schimbat regimul de conducere, dar a pus capăt sistemului feudal, a promovat libertatea și egalitatea, a dus la formarea numeroase republici și democrații și a făcut toți regii din lume să se c***e pe ei de frică. Totuși, toate astea nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă familia regală nu ar fi fost prinsă și executată, iar asta s-a întâmplat pentru că soția regelui, Maria Antoaneta, era cam fițoasă. Regele Louis al XVI-lea avea un plan destul de bun de evadare. Aveau să fugă deghizați, separat, în căruțe mici și rapide, ca mai târziu să se întâlnească cu aliați care să-i ajute să pornească o contrarevoluție. Doar că lui Maria Antoaneta nu prea i-a plăcut planul ăsta. Ea a vrut să călătorească într-o trăsură mare, luxoasă, împreună cu servitori și toată familia. Această trăsură se mișca extrem de greu, s-au și rătăcit și a și stricat o roată, au întârziat mult și au atras și mai multe suspiciuni. Până când un poștaș l-a recunoscut pe rege, comparându-i fața cu cea de pe o bagnotă și aia a fost. Familia regală a fost oprită, prinsă și astfel s-a încheiat epoca monarhilor, totul pentru că Maria Antoaneta era prea aristocrată. Aproape poetic. Erwin Rommel era probabil cel mai important și cel mai capabil general nazist din timpul celui de-al doilea război mondial. Pe lângă asta era și un soț excelent. În data de 6 iunie 1944 era ziua soției lui, așa că acesta și-a luat liber și a făcut o surpriză vizitându-o acasă și aducându-i un cadou. Cizme! Ce frumos! Singura problemă era că în exact aceeași zi avea loc cea mai mare bătălie a războiului. În acea perioadă, naziștii aveau control asupra nord-vestului Europei și pe 6 iunie, forțe aliate britanice, americane și canadiene au invadat plajele Normandiei, au învins forțele germane, au eliberat Franța, ceea ce a dus inevitabil la căderea lui Hitler și sfârșitul războiului. Această invazie era așteptată de mult și Rommel era cel care trebuia să conducă forțele germane, dar datorită vremii și altor factori, se considera că o invazie este imposibilă în acea perioadă, așa că Rommel a plecat să-și vadă nevasta. Nu e cert că Rommel ar fi putut opri atacul, dar cu siguranță lipsa lui a fost un dezavantaj enorm pentru naziști, care au făcut numeroase greșeli tactice și administrative în absența acestuia. Dar să privim și partea pozitivă. Nevasta s-a primit cizme. Așa, s-a încheiat nazismul și asta e pozitiv. Scufundarea Titanicului a fost probabil cea mai mare tragedie maritimă pe timp de pace din istorie. 1500 din 2000 de oameni au murit în călătoria inaugurală, în ciuda faptului că vasul era de ultimă generație și era considerat imposibil de scufundat. Cum au ajuns să se lovească de un iceberg a fost un subiect aprig de dezbateri, dar se pare că toată această situație are o cheie. Această cheie, care descuia un dulăpior de pe vas unde se ținea binocul. Vedeți voi? Cheia aparținea lui David Blair, ofițer pe Titanic, care a fost înlocuit pe ultima sută de metri. Când a părăsit vasul, acesta a uitat să predea cheia înlocuitorului său și a plecat cu ea în buzunar, descoperind-o abia mai târziu după ce vasul deja plecase. Fără acea cheie, ofițerii de pe vas nu au avut acces la binoclu și, din câte se pare, asta ar fi făcut toată diferența din lume. Mai târziu, unul dintre ofițerii care a supraviețuit, un anume Fred Fleet, care era observatorul, mai precis persoana care trebuia efectiv să se uite după iceberg, în investigațiile ce au urmat, această persoană a declarat că dacă ar fi avut un binoclu, ar fi văzut icebergul mai repede și ar fi fost suficient timp pentru a fi evitat. Cheia respectivă a fost recuperată și pusă la licitație în 2007, unde s-a vândut cu 90.000 de lire, dar e puțin cam târziu. Să vorbim puțin despre Hannibal. Nu Hannibal ăsta, cel original. Acesta era Hannibal Barca, un general și om de stat din Cartagina, considerat unul dintre cei mai tari lideri militari din istorie. În 213, înaintea erei noastre, acesta avea ambiții mari și a decis să invadeze și să cucerească întreg Imperiul Roman. Hannibal a ocolit toată Marea Mediteraneană, a traversat Alpii cu armata alcătuită din 50.000 de soldați și 38 de elefanți, cu intenția de a cuceri Roma. Cât erau în munți, au avut un impas când condițiile meteorologice au devenit atât de rele încât nu se mai putea merge. Ca să dovedească soldaților săi că drumul este în continuare solid, Hannibal a lovit zăpada cu bastonul său, ceea ce din păcate a cam declanșat o avalanșă enormă care a îngropat și a omorât mare parte din armata lui. A durat 4 zile până au reușit să iasă de sub zăpadă și să se adune și până la urmă și-au continuat campania, dar cu jumătate mai puțin oameni și aproape fără niciun elefant. Hannibal avea să câștige câteva bătălii importante, a controlat porțiuni semnificative din Italia, dar până la urmă nu a reușit să cucerească Roma,
și a trebuit să se retragă, dar cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă predecesorul său uita să-i predea bastonul. Iosif Visarionovici Stalin a fost secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Adică dictator, comunist, cel mai mare și cel mai rău, fiind responsabil pentru moartea a 20 de milioane de cetățeni ruși. Toată lumea era terifiată de Stalin și Stalin era terifiat de toată lumea. Era extrem de paranoic și era în permanență speriat de asasinări, ceea ce e ușor de înțeles, la o adică probabil 20 de milioane de familii voiau revanșă. În orice caz, avea reguli extrem de stricte, nimeni nu avea voie să intre în apartamentul său fără permisiunea sa, iar asta a dus până la urmă la o moarte mult mai rapidă decât ar fi fost cazul. Într-o dimineață, Stalin nu se trezea ca de obicei, se făcea deja târziu și el nu ieșea din apartament. Gardienii erau îngrijorați, dar erau și mai îngrijorați despre ce se va întâmpla cu ei dacă deranjează mustăciosul. În cele din urmă, după multe ore de așteptat, unul dintre gardieni și-a făcut curaj și a intrat în cameră unde îl găsește pe Stalin întins pe jos, semiconștient, aproape incapabil să se miște. Avusese un atac cerebral, care până la urmă a dus la moarte. Doctorii nu au putut să-l ajute pentru că trecuse deja prea mult timp, dar și pentru că mulți dintre doctori erau deja arestați sau morți tot din paranoia lui Stalin. Până la urmă avea dreptate să fie paranoic, dar nu neapărat pe alții, mai degrabă pe el. Mariner 1 a fost prima misiune interplanetară NASA, dar din păcate nu a ținut prea mult. Imediat după decolare, racheta nu mai răspundea instrucțiunilor de ghidare și a trebuit să fie detonată la doar câteva minute pentru a evita un dezastru și mai mare. Destruct command. Repeat, destruct command. Acest proiect a necesitat resurse enorme care au fost autodistruse împreună cu racheta. Bineînțeles că nimeni nu era mulțumit de situație, dar totuși, de ce a eșuat atât de oribil acest proiect? Păi, din câte se pare, cauza este asta. O linie. O linie care lipsea din program. Cineva a trebuit să transcrie într-un calculator anumite formule matematice scrise de mână pe o foaie, procedură standard, doar că în acest caz a fost omisă o linie, care venea deasupra acestei formule și reprezenta un fel de funcție netedă sau ceva. Fără această linie, racheta nu a mai zburat neted și a deviat de la traseu, ducând la una dintre cele mai mari și mai scumpe eșecuri din istoria astronauticii. Gândiți-vă la asta data viitoare când corectați pe cineva că a scris greșit. Mai ales pe mine. Constantinopol a fost capitala Imperiului Bizantin, care era la rândul lui cea mai rămas din fostul Imperiu Roman, iar în 1453 orașul a fost cucerit de către Imperiul Otoman. Căderea Constantinopolului a fost o pierdere uriașă pentru lumea creștină, a semnat începutul dominației otomane, precum și sfârșitul Evului Mediu. Asediul a durat 53 de zile, iar bătălia a fost intensă și apropiată, dar ce a făcut diferența în final pare să fi fost o simplă poartă deschisă. Constantinopol era un oraș bine securizat, cu pereți înalți, aproape imposibil de penetrat, dar din câte se pare, cineva a uitat să închidă o poartă, ceea ce a permis intrarea a aproximativ 50 de soldați otomani care și-au făcut de cap pe acolo, au ridicat steagurile pe pereții orașului, cauzând panică în masă și distrugând orice urmă de rezistență. Acesta pare să fi fost punctul de întorsătură care a dus la căderea orașului, a cărui nume a fost schimbat pe urmă Istanbul, punând astfel capăt unei întregi ere pentru că cineva a uitat să închidă ușa. Ala ad-Din Muhammad al II-lea era un rege persan care controla porțiuni semnificative din Asia și Orientul Mijlociu. Era un cuceritor priceput și respectat de către cetățeni, dar și de către vecini, printre care se număra Genghis Khan, liderul Imperiului Mongol, care la vremea respectivă era în plină expansiune. Deși avea o armată aproape indestructibilă, Genghis Khan îl respecta pe Muhammad și a trimis o caravană plină cu bunuri, precum și un mesaj în care propunea comerț și colaborare între cele două imperii. Muhammad răspunde la această cerere, omorând toți mesagerii și furând toate bunurile. Genghis Khan era bineînțeles supărat, dar în primă fază a lăsat de la el și îi trimite un alt mesaj în care îl întreabă: bă, asta a fost decizia ta sau a fost decizia guvernatorului din oraș? Că dacă a fost guvernatorul, dă-mi-l mie și noi ne mai înțelegem așa între noi doi. I-a dat o portiță să continue colaborarea, la care Muhammad răspunde omorând din nou oamenii care au venit să trimite mesajul. De data asta, Genghis Khan nu l-a mai iertat și ce a urmat nu a fost un război, a fost mai mult un măcel.
mongolii au devastat imperiul, cucerindu-l în întregimea lui în doar 2 ani. Au atacat din multe părți deodată, au folosit tehnici de intimidare psihologică, au incendiat oraș după oraș, au ucis un sfert din populația planetei și cei care nu erau omorâți erau obligați să lupte tot pentru mongoli. Incursiunea lui Genghis Khan în lumea musulmană a fost atât de devastatoare încât unii istorici spun că Orientul Mijlociu încă nu a reușit să își revină până în ziua de astăzi. Și asta doar pentru că un oarecare Muhammad se credea șmecher. Apropo de greșeli mici, YouTube a schimbat puțin sistemul. Nu este suficient să fii abonat, trebuie să apeși și pe clopot și să selectezi să fii notificat despre activitatea canalului. Altfel, s-ar putea să pierzi următorul film top 8, ceea ce nu trebuie să-ți explic ar avea consecințe dezastroase la nivel mondial.